Asistenții personali ai persoanelor cu dizabilități angajați în cadrul Direcției de Asistență Socială au participat la o sesiune de instruire și formare profesională. Aproximativ 200 de asistenți personali au fost implicați în programul de formare organizat de către Departamentul Servicii și Beneficii Sociale pentru Persoane Adulte cu Dizabilități în colaborare cu personalul de specialitate al Direcției. Inițiativa reflectă angajamentul continuu al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara în față de îmbunătățirea calității serviciilor sociale. Of în comunitate. Asistenții personali reprezintă un element crucial în procesul de îngrijire și sprijin pentru persoanele cu dizabilități, iar prin preocuparea față de pregătirea lor profesională, ne asigurăm că sunt echipați nu doar cu competențe practice, ci și cu o înțelegere profundă a valorilor etice și a responsabilităților lor, transmit reprezentanții primăriei Timișoara. La eveniment a fost prezent și primarul Dominic Fritz, care și-a manifestat aprecierea pentru munca depusă de către asistenții personali ai persoanelor cu nevoi speciale. Cu fiecare persoană cu dizabilitate care este inclusă în viața noastră comună, noi ca o comunitate creștem. Creștem în diversitate, creștem în experiență, în empatie, creștem bunătatea. Toată lupta pentru un oraș mai accesibil, mai prietenos cu persoanele cu dizabilități, nu este doar o luptă pentru dumneavoastră și a familiilor dumneavoastră, este de fapt o luptă importantă pentru tot orașul, indiferent dacă ai sau nu o dizabilitate. Noi toți avem nevoie să fim o comunitate în care învățăm să depășim bariere.